Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Fabrica. Săptămână importantă pentru unioniști, grupurile de persoane care susțin reunirea Republicii Moldova sau reunirea Basarabiei cu România se pregătesc să marcheze un eveniment important. 27 martie 1918, unirea Basarabiei cu România, cu România Mare. Discutăm astăzi despre acest eveniment. Cum trebuie marcat? Trebuie sau nu marcat în Republica Moldova? Părerile sunt împărțite, sunt susținători, ca de obicei, sunt susținători și sunt adversari ai acestei idei. Discutăm astăzi despre 27 martie 1918 împreună cu Anatol Ursu, președintele Mișcării Civice Tinerii Moldovei. Domnule Ursu, bună seara, bine ați venit la Fabrica. De asemenea, discutăm cu președintele Mișcării de Tineret Voievod, Nicolae Pascaru. Domnule Pascaru, bună seara, bine ați venit la Fabrica. Discutăm cu președintele organizației PSD România în Republica Moldova, Victor Alexeev. Domnule Alexeev, bună seara, bine ați venit la Fabrica. Bună seara. Discutăm și cu, nu sunteți președinte, sunteți analist media, Cristian Tabără. Bună seara, domnule Tabără. Bună seara, domnilor. Eu am să încep discuția cu domniile voastre și am să încerc să fiu corect până la capăt. Am criticat de fiecare dată când am auzit pe cei din platforma DA vorbind despre Marea Adunare Națională. Și tot timpul mi s-a părut că este o blasfemie să folosești această denumire în condițiile în care știm ce a însemnat Marea Adunare Națională, Marea Adunare Națională care nu a strâns 50.000 de oameni sau 60.000 de oameni. Sau, mă rog, organizatorii spun 100.000 de oameni, dar au strâns câteva sute de mii de oameni. Și am să mă întreb și pe dumneavoastră, de ce Sfatul Țării? Cât de corect, Sfatul Țării 2, spuneți. De ce Sfatul Țării? Cât de corect este să folosiți această denumire acum? Sfatul Țării fiind un legislativ cu deputați. Vă rog, domnule Alexeev. Din păcate, pe teritoriul țării noastre, aici, în Basarabia, s-a studiat altă istorie. Lumea nici nu cunoaște mult ce a însemnat Sfatul Țării pentru neamul nostru și mai ales data de 27 martie, că a fost o zi fericită pentru neamul nostru. Am numit Sfatul Țării fiindcă în Sfatul Țării au participat, în primul rând, ostașii, ofițerii de pe aceste pământuri la momentul respectiv și intelectualitatea. Atunci când s-au produs evenimentele acestea și procesul ăsta protestatar, care a fost în măsura lui sincer, oamenii au ieșit sincer în piață și au cerut revendicările care cu adevărat trebuiesc respectate de guvernare, noi la momentul dat am spus că nu, așa nu se mai merge, că nu pot eu să ies în piață veteranul de război care am luptat și am luptat pe acest pământ și au vărsat sânge camarazii noștri, să ies să protestez cu anti-românii, anti-europenii, acei care blamează tot ce e sfânt pentru noi, chiar dacă nu suntem împreună la momentul dat cu neamul nostru reîntregit. Și de aceea, atunci când pe data de 8 februarie ne-am adunat cu veteranii de război și împreună cu intelectualitatea, s-a propus și a fost susținut de către noi această denumire, această platformă de pe care noi mai departe vom comunica cu populația, cu guvernarea, și de la Chișinău și de la București, pentru a demara acest proces de apropiere a malurilor Prutului. Și totuși, nu mi-ați răspuns la întrebare cât de corect este să folosiți această denumire, Sfatul Țării. Cât de corect folosim această denumire, noi o am legitimat-o la momentul dat, așa cum am crezut noi că ar fi corect. Avem delegați la momentul dat din fiecare comună și sat și comună din Republica Moldova. Din fiecare sat și comună va veni câte un delegat care a fost ales de către adunarea respectivă din satul respectiv, de către oamenii de bună credință care își doresc un viitor mai bun în marea familie europeană. Domnule Ursu, o să vă adresez și dumneavoastră aceeași întrebare, dar iarăși, ținând cont de argumentele istorice, ținând cont și de anumite argumente legale, fiindcă Sfatul Țării, atunci în 1918, bine, există o asemănare, că ați spus că există delegat din fiecare comună, dar totuși. Deci, în primul rând, corectitudinea este un termen relativ. Putem pe aceeași cale să adresăm și noi o grămadă de întrebări.
ce drept au moldovenii care se consideră diferiți de români să se numească moldoveni atâta timp cât etnonimul din moldoven înseamnă tot român și așa mai departe. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, în statele românești, în general, de la începuturile lor și până în prezent, nu au existat parlamente și guverne de-a lungul istoriei. Au existat sfaturi, au existat divanuri, au existat adunări. De asta, sfatul țării ca și denumire este un produs veritabil românesc. Și din dorința noastră de a uni cele două state românești, am optat pentru o denumire care să conțină elementul ăsta românesc prin definiție. De asta este sfatul țării doi. Miza, scopul, acțiunile. Ale sfatului țării doi. Reunirea celor două state românești, punerea pe agendă a reunirii celor două state românești într-un mod mult mai pragmatic, într-un mod mult mai realist, dacă doriți, deși și enunțarea unirii propriu-zis a fost un pas extrem de important pentru cetățenii Republicii Moldova, dar vorbim nemijlocit despre aspecte economice, politice, juridice care vor putea fi discutate, rezolvate și puse cap la cap, astfel încât apropierea celor două state românești să fie maxim de posibil. Bine. Cine va face parte? Cine face parte? Că am văzut și o platformă online unde sunt votați sau sunt invitați membrii sfatului, sau viitorii membri ai Sfatului Țării. Da, deci avem o platformă online www.sfatulțării.md. Acolo toți cei care sunt prezenți și sunt disponibili spre a fi votați sunt persoane propuse, candidaturi înaintate de către cetățenii Republicii Moldova. Pe lângă aceștia vom avea, după cum a spus și domnul Alexeev, reprezentanți din localități. Avem în 27 martie un congres de constituire. În cadrul congresului de constituire se va prezenta o listă provizorie a Sfatului Țării. În urma discuțiilor din cadrul congresului se va stabili concret care este lista celor aleși în Sfatul Țării. Bine, vă dau voie imediat, domnule Pascaru, să veniți cu o replică, că deja este pregătită, dar vreau să anunț și pe telespectatori că domnul Cristian Tabăr astăzi va fi românul sceptic, care va pune la îndoială necesitatea sau va pune la îndoială, va încerca să cel pună... Cel puțin, pentru, hai să zicem, corectitudinea și echilibrul discuțiilor, să ne amintim că există și dreptul la scepticism sau la îndoială, că există oameni care își pun această problemă și că așa cum cei doi domni din fața mea în acest moment doresc să conving o parte sau chiar pe toți cetățenii Republicii Moldova că unirea este necesară, în egală măsură probabil că există și români, și chiar am întâlnit români în România, care nu sunt neapărat antiunioniști, dar care au fie indiferență, fie scepticism în raport cu oportunitatea, cel puțin în acest moment, a un asemenea demers. Și am zis că ok, haideți să jucăm până la capăt ce ar putea să însemne demersul acesta. Și de asta am zis că asta voi încerca să fac. Să rog pe cei doi domni să mă convingă că da, asta e bine și pentru România, respectiv poate și pe domnul Pascaru, să ne întreb de ce n-ar fi bine, sau scepticismul meu de ce e justificat, să zicem. Dacă alesul poporului bătrân a ajuns să fie membru al grupului de prietenie România-Republica Moldova, poate schimbă dar și domnul Pascaru. Nu mă deranjează foarte tare acest lucru. E nevoie să fie și oameni care în permanență să aducă și argumente în care chiar cred împotriva lucrurilor, pentru că doar din schimburi de argumente se poate naște adevărul. Nu neapărat dintr-un consens care e mai mult sau mai puțin Eu am să vă adresez aceeași întrebare referitor la Sfatul Țării, că despre pro sau contra unirii Republicii Moldova discutăm și pe parcurs. Eu cred că este o aberație ideea asta care vin colegii din studio Sfatul Țării, pentru că istoria odată se repete ca original, a doilea oară este o farsă. În primul rând, noi să nu uităm situația că când s-a ales acest Sfatul Țării, erau foarte multe întrebări, inclusiv să nu uităm că în Sfatul Țării 5 membri, 5 deputați au fost împușcați. Dacă dumneavoastră știți familiile la oamenii cei care au fost împușcați și pe viitor, dumneavoastră, care este scopul? Reunirea? Reunirea nu poate să fie de atâta că știți mai bine ca să ajungem la un război civil. Că dumneavoastră ați luptat în Transnistria, dar ați luptat pentru România Mare sau pentru integritatea Republicii Moldova, pentru independență și suveranitate? Eu am luptat cu automat român, cu steagul românesc, la noi pe poziție. Pentru care țară român dumneavoastră ați luptat? Eu am luptat pentru pământul acesta strămoșesc, românesc. Știți, la noi în societatea moldovenească este o paranoie, este o fobie. Cel mai interesant sunt mulți ofițeri care au dat jurământul în Armata Sovietică, apoi Poliția Națională și pe urmă ca cetățean român. Care jurământ al dumneavoastră este veridic? Cum noi să vă înțelegem? Pentru că este ca o joacă. Dumneavoastră până acum v-ați jucat în acțiunea 2012, apoi jucați în... Eu nu m-am jucat în acțiunea 2012. Ce înseamnă asta? Te-ai jucat. Eu am susținut acțiunea 2012. Dar dumneavoastră vedeți că ideile nu merg. Acum sunt niște idei utopice. Este unioniste. Dumneavoastră, unioniștii, nu aveți eroi dumneavoastră, nu aveți lideri.
pentru că unioniștii care au fost la putere, inclusiv din Partidul Liberal, s-au discreditat. Furturile miliardelor care s-au furat din societate. Cine a fost la Banca Națională? Nu Drăguțanu. Drăguțanu a fost înaintat de Partidul Liberal. Cum, dragul meu? Drăguțanu e vinovat, e prima dată când aud asta. În ce bază e Drăguțanu? Eu să vă spun că acolo a fost un colectiv de oameni care au participat. Nu, dar și are inclusiv diversele care sunt în orașul Chișinău, tot este condus de liberal, de așa ești unioniști. Și are orașul o mizerie Chișinău, totală. Și are orașul Chișinău. Eu să vă spun că anume, eu cred că problema Republicii Moldova este... Domnul Pascaru, dar Bălți e condus de anti-unioniști și încă și mai rău la Bălți. Eu cred că totuși... De exemplu. Totuși, de grabă Chișinău să-l ajungă pe Bălți, dacă să vedem toate acestea... Da, adică nu știu dacă asta e un argument cu privire pe drumuri. Bine, atunci eu am altă întrebare. De câte ori ai fost la România? Multe ori am Când fost. Ai fost ultima oară? Ultima dată am adus 8 medalii de aur și 2 centuri de campion la București. Bine, ai trecut și prin satele românești. Nu mai decât, Îți plac cum s-a amenajat? Sincer, sunt niște sate formidabile, mai ales în partea Transilvaniei. Dacă ne ajungem aici în Moldova, e o catastrofă. Se vede că nu se investește. Inclusiv dacă vă aduceți aminte, guvernul român a promis că să facă autobamul ăsta, traseul Transilvania. Nu de asta. România e descentralizare, nu investește Bucureștiul în diverse regiuni. Eu înțeleg că este centralizare, dar totdeauna partea asta din Moldova este mai inferioară. Nu, ascultă-mi mine, sunt sate în Transilvania, care sunt în apropierea orașelor industriale. Și de aceea, acolo satele, într-adevăr, sunt mai bogate și sunt mai bine amenajate, fiindcă bugetul local le permite la primării să investească. Dumneavoastră credeți că trebuie dumneavoastră în România? Republica Moldova trebuiește în România? Dar nu să problemele care sunt din Transnistria. Nu spun întrebarea, Păscaru, că noi trebuim României. Noi dorim să trăim împreună, așa în Biblie scris. Frații trebuie să trăiască împreună. Care e problema? Uitați, bine. Domn Cristian vine la noi. Da. Îl primim ca domn Păscaru, nostru. Numai decât să distrugem țara. Da. Și s-o distruge. Este distrugerea Republicii Moldova. Da, dacă îmi permit distruge. Imediat. Domnul Păscaru, doar un moment. Domnul Alexei, Poate că o duc prost sau se investește puțin, că tot moldovenii sunt manageri în județele. Vă rog, domnule. Deci dacă îmi permiteți, eu văd că spiritele vor fi încinse în această seară. Eu am să încerc să fiu cel mai diplomatic și cel mai distant de astfel de replici, dar oricum. Vreau să vă dau citire unei replici, după care să vă întreb care personaj din politica moldovenească o puteți asocia. Deci, există o primejdie din partea României, dar ne nădăjdim că Parlamentul va reuși să apere libertatea Republicii Moldova împotriva tentativelor din partea României. Domn Pascaru, către cine ați putea asocia această replică? A cui ar fi această replică? În viziunea dumneavoastră. Eu nu vă răspund la întrebările dumneavoastră. Dar dumneavoastră ați făcut o astfel de replică pe parcursul anilor, de atâta timp cât luptați împotriva acestui concept de unire. În primul rând, eu nu lupt, dar eu trăiesc anume în viziunile astea mele care le expun. Eu întotdeauna am fost statalist. Eu am crezut în Republica Moldova și am crezut că unionismul este o idee trădătoare, care trădează interesele țării. Și a doua, întotdeauna am spus că unionismul va începe în Moldova un război civil. Pentru că găgăușii n-ase vrei reunire. La noi în țară, la momentul dat, sunt două curente unioniste. Unul pro-rus. Deci, așa, nu distruge țara. Domnul Pascal, prima dată vă aud. Păi da, Uniunea Vamală, nu unionism. Eu nu știu dacă asta e tot un fel de două să ne înțelegem, domnul Alexei, domnul Pascaru, să ne înțelegem din start, ca să înțeleagă lumea ce vorbim, ce discutăm, să nu vorbim unii peste altul. A adresat întrebarea să-i răspundă domnul Pascaru. Încă o dată, eu am adresat-o domnul Alexeiev, iarăși o întrebare. Care jurământ al dumneavoastră este veridic? Unii îți va crede? Jurământul ca cetățean român? Acel jurământ care servește neamului meu. Neamul care? Acel jurământ care... Acel românesc. Dumneavoastră ați dat jurământul ca polițist jurământ. Republicii Moldova? Păi așa a fost conjunctura, dragul meu. Ascultă, tatăl tău tot a luptat cu mine la BND. Da, dar el era moldovan și el credea în Republica Moldova și lupta pentru integritate. Nu, că moldovean ar însemna altceva decât român. Cu cine a luptat? La plasdarm la Chiscani a luptat și tot a fost acolo. Cu mine a luptat, dragul meu, dar ascultă mine. Dar s-a întors prietenii lui. Tot respect față de dumneavoastră. Că eu știu situația din Transnistria, am fost acolo și nu vreau să povestesc tare multe lucruri, dar totuși eu cred că noi trebuie să păzim statul ăsta, Republica Moldova. Suntem bântuiți de corupție, de probleme, dar România nu are probleme.
Ascultă-mi, noi respectăm statul ăsta. Noi susținem această guvernare, fiindcă noi suntem foarte conștienți. Ea ca guvernarea ar zice nu trebuie de susținut. Noi suntem foarte conștienți. Dacă această guvernare noi nu o susținem, atunci noi distrugem acesta. Domnule Alexei, nu vă supărați, domnul Pascaru. Vă rog să vă terminați. Da, deci ideea mea este următoarea. Deci replica pe care am citit-o anterior poate fi atribuită oricărui lider anti-unionist de la Chișinău. Cred că putem fi cu toții de acord cu acest lucru, da? Și acum am să vă citesc replica în original. Există o primejde din partea României, dar nădăjduim că sfatul țării va reuși să apere libertatea Basarabiei împotriva tentativelor din partea României. Este replică dată de Ion Inculeț la 1917. La 1918, Ion Inculeț este președintele sfatului țării care înfăptuiește unirea. Deci scepticii care există astăzi și mă adresez aici și la dumneavoastră pentru că mi spuneați veți fi scepticul în cazul unirii, nu au mai mult decât un an la dispoziție ca să schimbe radical viziunile asupra unirii. Așa s-a rotit roata istoriei. Așa. Domnul Cristian cunoaște poate mai multe istorie. A fost când a venit armata română în coace, a venit cu baionetele în mână. Nu a fost un plot de flori? Prima, asta e armată, dar să nu uitați că Unirea s-a votat cu mitralierile în sfatul țării. Să nu uitați că 5 deputați au fost împușcați. De unde ai luat asta că s-a votat cu mitralierile? Dumneavoastră citiți istorie, domnul Alexei. Dumneavoastră perioada sovietică ați învățat citirea istoriei care e scrisă din Nazariet nu mă interesează. Eu pot să vă citesc dacă vreți. Asta cine din Nazariet? Cuvântul Moldovinesc, în 1918. Dacă îmi dați voi, eu pot să vă citesc. Și familiile oamenilor deputați din sfatul țării care au fost împușcați. Domnul Cristian, dumneavoastră poate că știți de situația asta. Dar eu am o singură întrebare și dau... Poți să vă dau și familiile care au fost împușcați. Domnul Pascaru, armata, ați făcut serviciu militar în armata sovietică? Nu, în armata moldovenească. Vreau să vă întreb ce jurăminte ați depus și cui... Am dat un jurământ și slava Domnului. Îți mai dă unul, complicată ecuația, nici nu știu până la urmă în ce parte dacă am zis că joc rolul românului sceptic, atunci haideți să-l joc și să spun în felul următor, să încerc să răspund de două vorbe la tot ceea ce s-a spus aici. Îngrijorările, de exemplu, domnului Pascaru cu privire la faptul că dacă s-ar produce unire, ar exista riscul unui război civil. Cu siguranță există riscul unor tensiuni uriașe, cel puțin din partea celor care nu văd cu ochi bun unirea, celor care nu cunosc fie România așa cum este acum, fie istoria, fie diverse alte aspecte, celor care nu doresc pur și simplu să iau alături pe români, și e dreptul fiecăruia să nu doresc așa ceva. Dar pentru mine, chiar dacă sunt român sceptic, să spunem, în seara asta, joc acest rol, asta n-ar fi o mare îngrijorare, pentru că experiența României de la 1918 arată că a fost în stare să înglobeze în sânul ei populații de etnii diferite și total ostile. Populația maghiară din Transilvania a fost ostilă și se învecinează în continuare cu Ungaria. Și cu toate astea, pacea și liniștea socială s-au instaurat cumva în România, în ciuda faptului că mai există un procent de maghiari care nu sunt de acord cu acest lucru și care sunt concentrați în Ținutul Secuiesc ca principiu. Dar iată că de bine de rău lucrurile pot fi gestionate. Îngrijorări au avut și alții, au avut și populația sârbească cu Serbia. S-a purtat la vremea respectivă o negociere destul de severă cu privire la granițe, unde să se oprească banatul românesc, de unde să înceapă banatul sârbesc. Granița ar fi trebuit să ajungă foarte aproape de Belgrad, ceea ce n-a convenit Serbiei. Au mai existat grupuri etnice care nu au fost foarte mulțumite și liniștite cu unirea de la 1918, date fiind și deciziile luate nu doar la Chișinău, ci și la Cernăuți atunci. Și a mai fost o întreagă negociere purtată de un alt mare lider, l-ați pomenit pe Ion Inculeț, dar în egală măsură transilvaneanul Iuliu Maniu a avut o serie de probleme cu bucureștenii și nu a fost foarte mulțumit la vremea respectivă. El a pus ca condiții, printre altele, la unire, inclusiv respectarea drepturilor minorităților din Transilvania, cerând ca nu cumva românii să le facă ungurilor ce au făcut ungurii românilor timp de 800 de ani, printre altele, în Transilvania. Asta n-ar fi neapărat o lucru de care să ne speriem. Există alte probleme, într-adevăr, pe care ar putea să le punem în discuție. De exemplu, chestiunea pe care domnul Pascaru le invoca. Dacă să fie sau să nu fie susținută guvernarea de la Chișinău, dat fiind faptul că e coruptă. O guvernare e o guvernare, coruptă, necoruptă, nu știu dacă e bine să ne întoarcem împotriva ei. Dar la capitolul ăsta, cel puțin, vedem că România a progresat destul de repede, adică DNA-ul românesc în momentul ăsta e o instituție de care se teme toată lumea, indiferent de culoarea politică sau de etnie sau de mai știu ce altceva în România. Altceva văd eu complicat, într-adevăr. Inclusiv dreptul domnului Pascaru, dar nu se simți român, de a vedea în moldovean altceva decât român. Aici este, hai să zicem, o problemă mai dureroasă, care s-ar putea întinde pe timp mai lung. Dacă nu te simți pur și simplu român, nici nu te vei simți bine în ceea ce se numește România.
Asta e o problemă. Asta e o problemă care dumneavoastră trebuie. Este că el simte bine în România. Culmea este că simte bine acolo. Cu familia, da, moldovenească, Pascaru, îl lămuresc lui domnul Alexeev, da. Familie, nume de familie pur românesc, da. Că mai bine trăiește în Republica Moldova. Și lui doamna Pavlicenko, și lui Kubrekov, și așa mai departe. Da. Băi, oameni buni, de unde v-ați luat voi așa patrioți? Eu asta nu pot să înțeleg. Ascultă-mi mine, eu am o senzație. Așa repede v-ați convertit la românismul ăsta de... Domnul Pascaru. În egală măsură, cum dumneavoastră aveți dreptul să vă simțiți moldovean și dânșii au dreptul să se simtă român. Este corect. Uitați. Dar acum, că vedeți dumneavoastră că și, există și reversul problemei. Există în România un număr mai mare de moldoveni decât cei care trăiesc în momentul în Republica Moldova. Noi avem din ce an e tatăl tău? Din ce an e tatăl tău? Ei, Dumnezeu să-l ierte. Nu, dar din ce an? Adică o trăit în perioada interbelică. Din 49. Bunielul tău. Bunielul tău s-a simțit român? Bunielul meu s-a simțit bine și moldovean. Nu, dar s-a simțit român. Eu am înregistrat chiar de la buniei, de la străbuniei, de la buniei mei, am înregistrat un video, unde a povestit perioada și e foarte bine și interesant. Și o să vă spun că sunt lucruri bune, dar sunt lucruri nu tare bune. Anume perioada. Cu și a fost românii încoace. Și bunielul meu întotdeauna au fost supărat pe români, când au venit rușii. Nu a ieșit macaron român, ba, de aici să apere pământul ăsta, dacă zici că e românesc, au făcut evacuarea. Așa o conjunctură și societate, Basarabia. Au fost foarte mulți împotrivă. Domnul Cristian, el cunoaște situația asta. O singură întrebare. Câți moldoveni au fost deportați de către autoritățile românești din 1918 până în 40? Niciunul. Câți au murit de foame, câți eu am fost așa... executați, uitați-vă, câți preoți au fost pânzurați? Dacă îmi dați voie să răspund. Zidul negru de la Bender într-o noapte au fost împușcați peste 500 de oameni. La Bender, zidul foarte negru. Foarte mult în comparație. Fost acolo. Așa? Răscoala de Tatar Bunar. Câți oameni au fost muriți acolo? Răscoala de la Hotin, dacă țineți minte. Câți au fost niște provocări, dragul meu, bolșevist. Îmi dați voie. Antonescu din Transnistria, a făcut lagări de concentrare. Câți evrei au murit în Transnistria? Câți evrei? Spuneți. Știi, minimă miră că... Sunt niște lucruri, e mai bine. Uitați-vă, e mai bine. Este istoria și aia Uniunii Sovietici care noi am studiat-o în școală. La școala de la Tatăr Bunar și la Hotin. Este au fost niște provocări bolșeviste. Și știu că eu am dreptate. Domnilor, dați-mi voie să intervin puțin ca românul sceptic, dar românul transilvanean de data asta. Păi da, asta e istoria și ei care nu au băgat-o în cap. Domn Cristian, deși de urma unirii, capitala nu a rămas la Iași. Deci ați luat-o la la București? Chișinău a fost vreodată? Da, la Orhan, era bine, vreodată. Dar de ce să nu faci? Dar a fost vreodată. Unire capitala la Chișinău. La Cacul a fost vreodată. Stați un pic. La Chișinău a fost. Domnilor, stați un pic, nu un pic, că ne jucăm de istoria și nu știu dacă e cazul că noi trăim în prezent și în viitor, nu în trecut. Vorbim despre 27 și unirea care se apropie, nu cea care a fost. Nu, stați un pic, hai să nu vorbim nici măcar de unirea care se apropie, să vorbim doar despre prezent. Prezentul din Moldova, prezentul din România. Da. Eu, ca român transilvanean, vă pot spune un lucru, că tot ceea ce spune domnul Pascar poate fi luat în calcule, pentru că domnul Pascar o face referire la niște evenimente istorice pe care acum putem să le disecăm în o mie de feluri, dar care ne vor împărți în continuare, pentru că unii vor simți, cum simte domnul Pascar, în legătură cu răscoala de la Tatar Bunar, alții vor simți, așa cum simt domnul Ursu sau Alexeev, cu privire la rostul prezenței românești aici și dacă moldovenii sunt români sau nu. Dar eu vă pot spune, ca român transilvanean, în felul următor. Că vorbesc ca și dumneavoastră două limbi cel puțin, adică vorbesc și maghiară și română, acum dumneavoastră vorbiți rusa și română. Că am prieteni maghiari care își împart poziția cu privire la Transilvania. Că am amintiri istorice complicate. În Transilvania au fost episoade ca cele de la Ip, Treznea sau Moisei, în care stăpânirea maghiară, de exemplu, a masacrat români. Indiferent dacă erau unioniști sau neunioniști. A fost momentul 1940 și consecințele lui. În 40 România a avut, știm bine, trei dictate simultan. Să cedeze Basarabia, să cedeze nordul Ardealului, să cedeze Cadrilaterul, să cedeze Ținutul Herța și Bucovina. Două mari puteri făceau presiune asupra României în momentul respectiv. Decizia a fost să nu să bage România în război, pentru că avea modelul Poloniei, care tocmai fusese dezmembrată și guvernul polonez se afla în exil în România. Ori, în acel moment, și eu aș putea spune, ca român transilvanean, a fost bine, n-a fost bine, a fost trădare, n-a fost trădare, după 40 au venit ungurii, au masacrat pe români. Putem intra în disputele astea fără sfârșit și putem răscoli răni istorice care întotdeauna o să ne împartă, e adevărat. Problema este astăzi, cât de relevant este să mai facem trimitere la istorie sau să ne gândim că urmează ziua de mâine, nu ziua de ieri. Numai că pentru ziua de mâine, da, e nevoie de argumente foarte solide, foarte solide și pentru cei care
au ceva împotriva românismului și a României, cum e domnul Pascaru, și au și parțial argumente? Împotriva românismului, de fapt... Domnul Pascaru, luăm o scurtă pauză publicitară, ascultăm argumentele dumneavoastră împotriva românismului. Sau iar, pro, iar vă faceți anti-unionist? Anti-unionist? Nu, vă spuneți părerele pro, contra, discutăm anti-român despre argumentele pro și contra unirii Republicii Moldova cu România. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi. Am revenit în studio, ziceam după pauză să vorbim despre argumentele pro și contra unirii Republicii Moldova cu România. O să încep iarăși din stânga mea, vorbim despre 27 martie 1918. Am vorbit despre Sfatul Țării și am spus că este o platformă care ar trebui sau va pregăti reunirea Republicii Moldova sau Basarabie istorice cu... Mai greu să-i spui Basarabia istorică, că am rămas fără sudul Basarabiei pe care ne l-au luat ucrainenii și fără nordul Bucovinei. Pro-unire. Păi pro-unire este foarte simplu. Eu, de exemplu, mă simt din ce în ce mai mult insultat și marginalizat atunci când mi se spune că sunt antistatalist sau că nu-mi pasă de acest stat. Pentru mine este foarte interesant care este definiția celor care apără Republica Moldova ca stat, care este definiția lor pentru stat. Pentru că mie îmi pasă extraordinar de mult de populația acestui stat. Poporul. Poporul și populația sunt două lucruri diferite. Poporul, populația. Populația în Kazahstan, în Kyrgyzstan, pe Rusie, populație. Ok, bine. La noi popor. Vă permit să spuneți așa cum dumneavoastră. Și de teritoriul acesta îmi pasă. Nu-mi pasă doar de guvern. Nu că nu-mi pasă, dar aș vrea să văd undeva închisă și trasă la dreptate guvernarea. Pentru inclusiv Transnistria aveți în vedere. Cele trei entități din care este format statul este populația, teritoriul pe care ea trăiește și organele de administrare. Da? Deci, pentru mine, organele de administrare au demonstrat în mai bine de 25 de ani o neprofesionalitate crasă, acoperită cu corupție, acoperită cu crime și așa mai departe. Deci, pentru mine contează, pentru mine contează extraordinar de mult ca cetățenii acestui stat, cetățenii acestui pământ să beneficieze de un trai mai bun. Și un trai mai bun poate fi atins prin unirea cu România. De asta eu sunt un luptător mult mai înverșunat al statalității și al integrității acestui teritoriu decât dumneavoastră, care apărați existența unui stat, statul fiind în general o entitate abstractă. Dacă aveți întrebări despre stat, deși nu s-a consolidat statul, întrebările la domnul Alexeev. Deși au pierdut războiul din Transnistria, deși au pierdut o parte din Republica Moldova și nu este controlată. Ne întoarcem în trecut și am zis că nu mai... Eu nu-s vinovat că au existat trădări, dragul meu. Noi l-am câștigat. Sunt semnături a consilierului lui Mircea Snegur, da? Atunci când mureau încă oamenii poziții, unde era pământul eliberat, o semnat și noi am cedat tot tighina și plasdarmul Chițcanel, până la urmă l-am cedat. Fiindcă au spus, vă întoarceți la pozițiile inițiale. Noi nu suntem vinovesc. Noi ajungem și la Tiraspol. Noi nu suntem vinovesc că ne-au întors la pozițiile inițiale. Noi suntem soldați. Am înțeles, domnul Alexeev. Caracter atunci când ați avut armii. Așa, dialogați la un moment dat, după care vă dau voie să adresați. Deci, o viață mai bună. Da. În 27 martie vor veni aproape 2000 de delegați din toată Republica Moldova care vor participa la congresul de constituire a Sfatului Țării, acolo unde va fi ales un organ reprezentativ care va face pași concreți către alipirea celor două state românești, iar cu început de la ora 1 la Teatrul de Operă și Balet ne întâlnim zeci de mii care vom mărșălui și vom transmite încă o dată foarte direct, foarte sus, foarte respectat, mesajul că unirea înseamnă o viață mai bună. Inclusiv pentru dumneavoastră. Deci, credeți-mă, se va înfăptui unirea cu sau fără voința dumneavoastră și în mai puțin de un an sau doi veți simți exponențial beneficiile pe care le aduce această unire. Dacă nu formați un partid politic, nu intrați în Parlament, cum faceți unirea? Cu arma în mână? Nu. Prin o facem prin dialog cu guvernările de la Chișinău și de la București. Nu este nevoie de un partid crearea Consiliului Interstatal. Vom cere crearea dialog Consiliului. Cu Igor Dodon? Poftim? Dialog cu Igor Dodon, cu Vladimir Voronin? Guvernarea nu e a lui Igor Dodon. Noi cerem crearea Consiliului Interstatal unde și președinții ambilor țări. Parlamentar, care parlamentul hotărăște. Păi, crearea Consiliului Interstatal să are vedere cu toate organismele și toate ministerile, să fie Consiliul Interstatal. Noi, în primul rând, suntem sau pretindem a fi o democrație.
Și da. Parlamentul este cel care reprezintă interesele noastre. În momentul da. În care există în momentul în care există suficientă inițiativă civică, adică de mai mult de 50% în rândul populației, Parlamentul trebuie să urmeze dorința poporului, pentru că ei nu fac nimic altceva decât să reprezinte interesele. Este, nu este să meargă împotriva propriului popor. Când s-a dus cineva să spânzure și s-a gnat de creangă, s-a rupt creangă și a căzut în apă. O ieșit din apă și cu spânzuratul ăsta mai nu m-a necat. Nu vedeți voi majoritatea, 100%. Ați visat la unire. Domnul Pascaru. Noi suntem este... parte din majoritate. Dumneavoastră, pur și simplu, nu observați, noi suntem parte din majoritate. Domnul Pascaru, parlament. Sondajele, fiecare sondaj arată explicații, că numărul explicațiile sunt mai divisat. Poate divisat, nu-i problem. Aveți dreptul să visați. Este important să nu măcar lucrați atât avem și noi împotriva statului, Republica Moldova. Da. De ce sunteți împotriva Unirii? Obiectiv. Eu nu sunt pentru. Deși la noi în Republica Moldova sunt societăți care sunt grupuri de oameni care vor unirea cu Turcia, care vor unirea cu Rusia, mai greu. Vor unirea există cu Ucraina. Avem o diasporă ucrainească foarte mare. Uitați-vă. Ei poate 6%, unirea cu... Trebuie să ne facă remul. Uitați-vă. Unirea cu Ucraina. Eu nu sunt pentru unire. Eu cred că problemele noastre se hotăresc la Chișinău. Nu la București, nu la Kiev. Nu în Moscova. Eu sunt împotriva la tăti unirile. Eu haideți sunt să vă întreb altceva. Sunt pentru statul Republica Moldova. Eu sunt pentru responsabilitatea să o luăm noi, cetățenii, inclusiv tinerii. Hai împreună să construim statul ăsta. Păi, asta haideți facem. Să integrăm țara. Haideți să aducem nivelul de trai sus. Nu stăm cu mâna întinsă. Domn Pascaru, dar n-am auzit un argument. N-am auzit niciun argument împotriva. Eu cred că asta. Vrem, ar trebui. Dar de ce nu ar trebui să se unească Republica Moldova cu România? Argumente. În primul rând, noi avem... Vor trăi mai prost moldovenii decât trăiesc acum? Noi avem teritoriu. Noi avem o mare majoritate care cred în țara asta, așa cum e coruptă. Noi avem o perspectivă istorică. Știți, să facem țara asta, să facem țara asta o țară de succes. Acum la noi nu este rău. Noastră ziceți că dacă să fie România să fie bine, eu sunteți gata doar să trimiteți în NATO copiii să lupte în Afganistan? Nu scăpat de perioada sovietică când îi trimitem. Dan Donbass? Noi nu-i trimitem. Sunt percenă? Încă o dată. Bine, și la Nistru există riscuri din nou. Uitați-vă, suntem noi gata să primim jandarmii români aici? Eu cred că nu. Deci, dumneavoastră... Suntem noi gata să fim într-adevăr primiți ca inferiori? Da, dumneavoastră, eu cred că dumneavoastră, nu. Dumneavoastră, trebuie să vă întreb un lucru. Care e problema cu jandarmii români? Eu cred că noi... Adică, cu cei de astăzi, nu cu cei din 1918. Nu spuneți cu jandarmi. Eu cred că, cum a fost în 1918, revenim, au venit nu cei mai buni jandarmi aici în Republica Democrată Moldoveneană. Ce chiștii au fost buni, domnul Pascaru, în cadediști. Au fost alte timpuri, eu înțeleg, dar îi punea la zid și îi împușca. Asta a făcut și cu românii din Transilvania, dacă au avut probleme cu ei. Păi, dar pe timp, tu spui de găgăuș, că găgăuș, tu știi pe găgăuș, e un jumătățit când a venit în bolșevismul aici. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să ridicăm mâine să ne prietem la români. Înțelegeți? Dar știi de ce e un jumătățit? Fiind că ei au fost protejați și au fost pentru coroana României. Domnul Alexei, ați spus ceva interesant și chiar vreau să mă refer la ce ați spus. Domnul Pascaru a spus așa, a vorbit despre inferioritate, să nu fie moldovenii puși din nou în inferioritate. Și atunci dați-mi voie să-mi joc rolul până la capăt ăsta de român sceptic, să spun în felul următor, că am o problemă când mesajul unionist vine și creează senzația că Moldova, Republica Moldova n-ar trebui să existe, că moldovenii de aici n-au dreptul să se simtă egal cu nimeni și cu nimic, că în principiu românii au un fel de superioritate care le face bine și moldovenilor. Ăsta, dacă mesajul ăsta cumva vine îmbrăcat în felul ăsta, e o problemă. Pentru că poate, într-adevăr, mesajul ar trebui să fie unul de egalitate, care să explice faptul că românii și moldovenii au toate motivele să se unească în beneficiu reciproc. Nu că doar moldovenilor le va fi mai bine. Dar nu doar moldovenilor le va fi mai bine. Stai, numai puțin, să-mi duc mesajul până la capăt. Unii au făcut paralela cu faptul că în Cehia și în Slovacia a început ideea de reunificare. Așa este. Reunificarea asta însă pornește de la reunificarea două state, nu de la faptul că slovacilor le-ar fi mai bine în Cehia, ci că împreună se recrează Cehoslovacia. Dar două popoare diferite. Aici s-ar putea ca unii să zică că nu e chiar așa, că doar diferențe dialectale. Dar nici nu știu dacă asta măcar contează. De ce să nu se ia în calcule, de exemplu, ideea că, da, Republica Moldova și cu România, două state vecine, în care, după părerea celor mai mulți, trăiește același popor, doar că e vorba de state diferite și minorități etnice conlocuitoare, da?
iau în calcul că le e mai bine să se unească din toate motivele, geopolitic, geostrategic, moștenire culturală comună, identitate de neam, cum doriți noastră, dar două popoare, nu două popoare. Pentru unii, nu două popoare. Atenție, au dreptul la această opinie. Au dreptul la această opinie. Nu două popoare. Nu sunt obligat să fie de acord cu dumneavoastră. Populația a două state românești, nu două popoare. Nu sunt obligat să fie de acord cu dumneavoastră. Porniți de la această idee. Convingeți-i că nu sunt două popoare. Da, nu-i neapărat. Dar convingeți-i. Domnul Tabără, nu vă supărați. Care ar fi definiția popor și ce trebuie să aibă acel popor să fie numit popor? Acum stau și vă întreb pe de altă parte. Ce relevanță are definiția unui popor în acest moment, în condițiile în care limba este aceeași, moștenirea culturală este aceeași, domn istoria Cristian, este comună? Hai, îmi dați voie, o secundă. Gândim la fel, iubim la fel, simțim la fel. Noi avem eroi și avem istorii diferite. Pentru noi Mihai Viteazu nu înseamnă nimic mai mult, de exemplu, cât cel o voievod trăit Ștefan cel Mare. Domn Pascaru, da. Cel mai mare român declarat de TVR. Ștefan cel Mare. Din noi a fost declarat de moldoveni. Cine a fost? Ștefan cel Mare, știut că el este român, sărotien în Mormânt. Găsiți un document la Ștefan cel Mare, unde știți român. Și vor fi zvoi. Domnul Pascaru, hai fiți nu vreau să vă dezamăgesc, dar mama lui Ștefan cel Mare era oltancă. Ok, uitați-vă unii s-au numit Ștefan cel Mare român sau vorbește românește. Dar noi am fost un popor tot timpul, deși nu înțelegi tu asta. Uitați-vă. Domnul Pascaru, nici Moldova a avut statalitate. Moldova a avut statalitate. Aici vă contrazic. Aveți argument fals. E fals argumentul dumneavoastră. Nu vă spun și de ce. Ziceți că dacă moldovenii și cu valahii la vremea lui Ștefan nu se numeau cu toții români, asta înseamnă că nu erau români. E adevărat, dar la aceeași vreme... Termenul de român a ajuns mai târziu. La aceeași vreme, nici bavarezii și cu minhenezii nu se numeau germani la vremea. Dacă a fost, uitați-vă, prima unire, Alexandru Ancuza. Alexandru Ancuza a făcut unire, moldovan de-a nostru, da? Da. Dar dumneavoastră știți unde a terminat bătrâneța Alexandru Ancuza? Ce are una cu alta? Exilat, plecat în Germania. Ce are una cu alta? Așa a fost conjunctura politică. Domnul Pascaru, Dacă așa a fost conjunctura politică. Două embleme, două capitale, ne trezăm cu capitala la București și Iașul rămâne o regiune. Formuzal tot i-a făcut pe găgăuși fericiți, dar unii trăiesc la mine. Deși l-au rugat în Germania, spune-i Moldovenii, cădeți în capcană. Nu, dar ascultă, Formuzal, hai facem unirea cu România, dar capitala la Chișinău. Formuzal i-a făcut fericiți pe găgăuși, deși trăiește acum în Germania, spune-i. Cădeți în capcană și vă spun și de ce. Domnul Pascaru, vă întinde o capcană, nu știu dacă cu voia lui sau nu. Dar domnul Pascaru uită să spună că unirea de la 1859 a fost cerută de moldoveni, nu de valahi. Corect. Boierii moldoveni au fost cei care s-au dus la București să-i convingă pe bucureșteni să le aleagă tot pe Cuza. Da. Și bucureștenii au acceptat să le aleagă pe Cuza. Acum, dacă capitala e la București, la Iași, la Chișinău, atunci dați-mi voie Ardelean de mine să vă propună capitala la Brașov. Este în centru geografic. Și tot iubesc Brașov. Domnul Cristian. Și el iubește Brașov. Impact. Domnul Cristian, nu. Dar de ce să nu și capitala la Chișinău? Da, să fie, n-am nimic împotrivă. Senatorii români, discutând întrebarea asta, sunt de acord. Domnul Pascaru, dacă eu mă duc și susțin acum Parlamentul României să fie capitala României, Marea Chișinău, sunteți de acord? Dar unirea, dacă îmi permiteți să răspund, că mi-a adresat doar întrebare. Senatori avem în Senatul României. La întrebarea lui Cristian. Ascultă-l, că el e de acord. Doar o clipă. Câți ministri moldoveni avem în Senatul României? Dar la întrebarea domnului. Domnul Pascaru, cu prietenii unirii. Dar răspundeți-l lui Cristian Tabăr, pe care continuăm discuția. Dar Ardeleanu convins, da? Care vorbește ungurește. Nu, răspundeți-mi la întrebare. Dacă eu mă duc și susțin acum unirea cu capitala la Chișinău, asta vă liniștește? Fraților. Da, fraților. Eu sunt pentru Moldova Mare, undeva în suflet, pentru Moldova Mare. Dar Republica Moldova nu schimb nici pentru un vis românesc de-a vostru. Nu vă supărați. Ca să nimerim iar situația... Domnul Pascaru, dar care e definiția dumneavoastră pentru Republica Moldova? Dumneavoastră astăzi nu schimbați bătrâni care mor de foame. Iată, asta este bătrâni care mor de foame. Copii care nu reușesc să fie școlarizați. Oameni care au salariu minim pe economie de 800 de lei. În România, acum, ultima dată, a avut asta în luna precedentă... Asta înseamnă că România integrează romii cu succes. Ultima majorare de salariu care a avut loc în România... Domnul Pascaru, ultima majorare de salariu care a avut loc acum în România, da, spune că salariul minim pe economie românesc este 1200 de lei românești. Asta înseamnă peste 6000 de lei moldovenești. La noi salariul minim pe economie este de 800 de lei. Dumneavoastră vă puteți închipui cel care a venit cu mașina personală sau cu un serviciu de taxi de 30-35 de lei, vă puteți închipui să trăiți pe lună cu 800 de lei?
Deci asta este ceea ce apărați dumneavoastră acum. Da, corect, dar nu uitați că acolo și... Asta apărați dumneavoastră acum. Uitați-vă. Eu ca tânăr... Îmi dați voie să vă răspund. Sau mă întrebați, hai vorbiți dumneavoastră, dar... Asta să-și termine gândul după care vă dau voie și trebuie să-l implic și pe domnul Alexei. Nu sunt unii cu care nu permite să exprime ceilalți. Deci eu ca tânăr care am crescut aici 25 ani, eu nu vreau să plec nicăieri. Absolut nicăieri nu vreau să plec. Și atunci când dumneavoastră încercați să mă manipulați spunând că sunteți pregătiți să vină jandarmii, să vină autoritățile, nu să vină nimeni. Dumneavoastră credeți că o să aibă loc o migrație în masă de la București la Chișinău? Asta credeți că o să se întâmple după Unirii? Nu, vom rămâne tot aici. Vom lucra la același serviciu, vom trăi în același sat, în aceeași casă, dar vom avea un salariu de 4 ori mai mare, o bursă pentru fiecare student, o pensie calitativă, prețuri mai mici, produse de calitate în magazine, pentru că acum mâncăm produse care sunt vin alterate din alte state și așa mai departe. Și revenind la dumneavoastră, ca român sceptic, așa. Republica Moldova este un teren extraordinar de fertil pentru investiții românești. Și punct. Toți granzii economici din România pot veni în Republica Moldova ca să facă afaceri de calitate. Bun, atunci, și ca să ridice nivelul românul... Republicii acestui teritoriu, ca să se uniformizeze economia Românul sceptic din mine vă cere să completați și cu ideea că și oamenii de afaceri din Moldova se pot duce să investească în România. Am să vă dau un exemplu. Există o mare producător de lapte din Moldova care deține firme în România, dar despre asta nu se prea vorbește. Eu vă cer în continuare, aveți un discurs egalitarist. Nu mai puneți în permanență ideea că doar cei de dincolo de Prut o să vină încoace să aducă raiul. Haideți să mergeți pe ideea că se va construi un rai comun eventual. Dar există și acum. Există. Vă dau eu o întrebare. Doar o clipă. Dacă îmi dați voie. Dar să-l ascultăm și pe domnul Alexeev, că nu l-am auzit de vreo 15 minute. Pe bietul domnul Alexeev, într-adevăr, l-am pus toți la colț. Nu m-a spus. Pur și simplu, e inutil. Domnul Alexeev. Am intrat într-o discuție inutilă. Domnul Alexeev. Tu spui... Și facem curita dubasară, poșnița și cocierul. Și facem, cum al împărțim? Tu spui că iubești țara asta, dar eu nu iubesc țara asta care cumpără energie mai scumpă. Dar nu sunteți obligați să o trădați? Ascultă, eu nu iubesc țara asta când cumpără energie mai scumpă la așa sărăcie care o avem cu 35%, dar nu o cumpără din România. Anul 2005, când am avut probleme energetice cu Ciurganu, România ne-a dat tare multă energie când totul... România a dat 35. România a dat de 35 de milioane de dolari până în momentul securitate dat. Domnul Pascaru, până la momentul dat, Republica Moldova până la momentul dat nu a achitat acele 35 de milioane de dolari care România a furnizat energie electrică, când ne-a fost cel mai greu nouă. Și tot timp când nouă ne-i greu, o pătindem mâna la frații români, dar nu ne dă rușii. Rușii nu mai ne-au șantajat tot timpul. Pașaportul românesc face câte 1000 dolari. Bani enorm. Dar nu-i spune cine face statul român, îl face fără plată pașaportul gratis, român. Deși moldovenii care prineau cetățenia română plăteau atât de mulți bani. Cui plăteau? Cui plăteau? Intermediari erau 100. Cine erau intermediari? Slavă la intermediari. Dar statul român mai dădea și un bond. Știți, intermediari erau la ambasada română. Statul român dădea un bond de repartire. Domnul, am o rugăminte. Înțeleg disputa asta care este una aproape de orgolii. În interior. Eu totuși vin de dincolo de Prut, aș vrea să răspund domnului Pascaru la o întrebare. Dânsul întrebat ce se face cu Coșnița, Dubăsari, Cocieri. Da. Eu vă dau un răspuns și pentru ce s-ar face cu Tiraspolul, dacă doriți. Și vă dau răspunsul pe care vă rog să-l verifice toată lumea, să vadă cum se numește comandantul militar al grupului de nave Nord al Poliției de Frontieră Române, care apără tot ce înseamnă ape teritoriale românești și frontieră românească, de la Constanța până la granița cu Ucraina. Vă rog să căutați dumneavoastră să vedeți că acest ofițer este un etnic rus, căruia este de toată încrederea în România și care, deși are legături de rudenie și culturale cu Rusia și nu îi le împiedică nimeni, este un ofițer în armata română, respectiv loial României. Dar de asemenea, purtătorul de cuvânt al amiralității române, multă vreme a fost un ofițer de etnie turcă, care acum este general de poliție, turc în România și musulman pe deasupra, culmea. Și dumneavoastră credeți că Tiraspol o să fie o regiune a României mari? Nu, eu cred doar că există o bază de discuție, că există niște exemple concrete. Domn Cristea, Rușu a terminat în Siria. Domnul Pascaru, este sau terminat chestiile acolo și am văzut foarte cu succes. Este sau nu este un exemplu concret? Eu nu cred că... Dar răspundeți-mi la o întrebare măcar. Klaus Iohannis este german și e președintele României. Și asta nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic, înseamnă rea credință din partea celor care nu vor să accepte acest argument. Eu nu cred niciodată, de exemplu, nu cred că va veni situația când
majoritatea din Republica Moldova a poporului a să iasă cu această idee să distrugă propriul stat. Dar nu se pune problema să distrugi nimic. Eventual, să unești două teritorii. Pe data de 27 noi ne adunăm cu frații noștri de peste Prut, cum vom avea oaspeți și de peste Prut. Da. Vor veni frații noștri aici și ne împărțim cu toate problemă? Bucurile, nu, eu nu cu toate bucurile, cu toate grijile, în cu toate gândurile. În 2012 vedeați, ne-a amenințat noi nu ne bucurăm cu aceea că Rusia a terminat războiul în Siria și s-a apropiat de noi. Avem dreptul la libera exprimare, dar pe data de 9 mai se întâmplă privirea ca în oglindă. Pe data de 9 mai iese o altă tabără. Care și vor unirea și noi, cu Rusia, noi, cu lenta asta Sfântului bine, Gheorghe. Bine, și ei sunt doctrinați, cum noi iertăm. Noi pe voi, aici care suntem stataliști. Noi iertăm stataliști. Că ei cum vă împărțim? Vă punem pe Igor Tulianțev într-o parte și îl punem pe nu George Simion. Nu trebuie să ne împărțim, unu vrea în, domnul Pascaru. În, la București și unul vrea la Moscova. Dacă îmi permiteți. Și interesant, la 9 mai iese 50.000 de oameni. Dacă îmi permiteți, am să vă exprim un moment... Da, scurt, mai avem vreo 3 minute, vă rog. Un moment de judecată pe care l-am auzit la un protest pe care l-aveam în una din lunile trecute. Se apropiase cineva din noi, o doamnă foarte în vârstă și început să striga: "Hăi, că de la români au venit toate relele și așa mai departe." La care s-a apropiat altă doamnă în vârstă și a întrebat: "Ce vrei tu de la ei? Tu ți-ai trăit viața? Ție ți-a plăcut cum ai trăit? Foarte bine. Mulțumești cu ce ai. Ei sunt tineri, ei vor să-și decidă viitorul." Acum, eu nu zic că iese doar bătrâni în 9 mai, categoric nu zic, pentru că ar fi urât și ar fi manipulator, așa cum faceți dumneavoastră toată seara. Nu zic asta. Dar ca să trasăm o medie de vârstă, persoanele care se declară pentru unirea Republicii Moldova sunt tinerii care înțeleg că asta înseamnă un viitor mai bun, un viitor prosper. Asta este ce facem de 27 martie 2016 și de ce ar trebui să ieșim în piață. 27 martie a fost o zi fericită pentru tot poporul român. Și foarte fericit au trăit în perioada interbelică strămoșii noștri, buneii noștri. Eu cunosc din povestirile buneilor mei, foarte fericit au trăit până în anul 1940. Acel rapt care iarăși s-a petrecut în 40 și pe urmă în 44, o a dus la o nenorocire. Acest popor a fost complet exterminat, intelectualitatea toată dusă în toate părțile lumii, în toată Siberia, iar aici au instaurat o teroare care noi cunoaștem cu înjumătățit toată populația Republicii Moldova. Am înțeles, domnule Alexei. Domnule Pascaru, ieșiți în centrul Chișinăului în 27 martie 2016. Dacă să facem, ei nu sunt adversari, chiar nu sunt dușmani, noi suntem adversari în niște idei. Acestea sunt niște opinii care, de exemplu, nu suntem de așa, avem tot dreptul să nu fim de acord. De exemplu, eu sunt undeva chiar ambițios într-o Moldovă mare, capitala la Chișinău sau în caz facem o capitală comună Iași, Sculeni pe acolo, îmi văd puțin alt viitor. Dar acum este o realitate, trebuie să o primim. Statul Republica Moldova are viitor. Sunt multe jocuri a serviciilor secrete, jocuri geopolitice și noi nu trebuie să ne dăm la provocare. Pentru că este un moment foarte important care l-au scăpat ucrainenii și au nimerit foarte multă lume într-acel război de la Donbass. Noi trebuie să păstrăm liniștea. Mai departe, fiecare cu visurile lui. Domnule Tabără, nu știu dacă continuați ca român sceptic, dar cel puțin sper să fiți și analistul media care la sfârșit de emisiune face o concluzie. Și prezent la 27 martie. Domnilor, gata. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule Tabără. Concluzii? Eu nu pot permite să am concluzii, pot să-mi permit însă să rog pe toată lumea să observe realitățile momentului și perspectivele viitorului. Nu putem nega faptul că Republica Moldova s-ar putea să aibă perspective pe cont propriu, după cum și România le are pe cont propriu. Îi rog doar pe toți să privească cu bună credință realitățile și într-o parte și în alta, să-și amintească de faptul că urmează ziua de mâine, nu ziua de ieri, că istoria așa cum este, este totuși doar istorie și că rescrierea ei corectă, până la urmă, va scoate la iveală niște adevăruri, chiar dacă rescrierea corectă uneori e foarte dureroasă, și de o parte și de alta. De o parte mai mult decât de alta. Depinde de care parte priviți, totdeauna așa stau lucrurile. Iar în realitate, toate opțiunile au dreptul la viață, dar vor exista și se vor materializa cele care sunt bazate pe realitate și pe adevăruri. De asta rog pe toată lumea să privească realitatea exact așa cum este și să privească faptul că ambele maluri ale Prutului și ale Nistrului sunt egale în drepturi și în opinii.
Așadar, dacă unii cred că au ce să-i convingă pe ceilalți să o facă, indiferent despre care unii sau despre care ceilalți vorbim. Dar eu știu un lucru și mie viața mi-a arătat asta, că într-adevăr adevărul triumfă și că nu există decât un singur adevăr. Și pe ăsta sunt absolut convins că ni-l va arăta înainte de toate Bunul Dumnezeu și derularea lucrurilor. Iar eu, în acest moment, pot să constat doar un lucru. Că așa cum, chiar dacă eu vorbesc acum cu un accent foarte românesc, toată lumea mă va înțelege. Sunt absolut convins de asta, că nu avem nevoie de traducători, că nu există limbi separate. Culmea, da. Însă, repet, pentru asta e cu adevărat nevoie să ne respectăm. Cu adevărat nevoie să ne respectăm. Fără respectul ăsta nu se ajunge nicăieri. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru discuții, comentarii și concluzii. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Publica TV. Urmează Media Publica cu Vsevolod Cernei, iar noi ne revedem mâine la Fabrica.